Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom lucra o coroniță, aplicațiune pentru ușă, o coroniță decorativă. Eu voi folosi firul Lisa Lurex pentru că are acest fir de lame și este foarte, foarte frumos pentru anumite lucrări. Acest fir se poate lucra cu croșetul numărul 3. O bobină de 50 de grame are 133 de metri, însă eu voi folosi croșetul cu numărul 2, deoarece nu vreau ca lucrarea să fie prea lăbărțată. Și folosind acest fir și acest croșet, vom monta un număr de 138 de ochiuri de lanț. Eu le-am pregătit deja pentru a scurta un pic timpii. După ce am montat cele 138 de ochiuri de lanț, voi face un ochi de lanț și începând de la cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, voi face câte un picioruș scurt în fiecare dintre piciorușele scurte deja lucrate. Deci, picioruș scurt în corespondența fiecărui ochi de lanț, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. După ce am lucrat câte un picioruș scurt în fiecare ochi de lanț, vom pune cu atenție lucrarea în cerc, în felul acesta, și vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, în felul acesta. După care, eu voi continua lucrând în corespondența aceluiași picioruș, unde am făcut firul alunecat, voi face un picioruș scurt. 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Vom sări 2 piciorușe de bază și vom intra în cel de-al treilea, unde vom face un picioruș scurt. Și vom repeta în felul acesta, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Vom sări din nou 2 piciorușe. Vom intra în cel de-al treilea, vom face un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, deci vom forma aceste mici arcuri. Arcurile apoi ne vor ajuta să continuăm lucrarea noastră, să facem modelul în sine. Deci 1, 2 și voi intra în cel de-al treilea. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț, acum voi închide cu piciorul scurt. În cel de-al treilea picioruș scurt, după care voi intra în corespondența primului arc. Iar aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Apoi voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Cel de-al treilea picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț de separare, voi continua cu 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași arc. 1, 2, 3. Pe măsură ce vom lucra, bineînțeles, lucrarea se va aranja. Deci avem în primul arc 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț urmat de alte 3 piciorușe duble. Acum, în cel de-al doilea arc, vom face un picioruș scurt. După care, firul pe croșet, vom intra în arcul următor și voi lucra din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble. Acest model poate fi lucrat și cu firul de bumbac, în mod special dacă aveți un fir de bumbac mai grosuț,
Bineînțeles, lucrarea va fi mai mare. Deci am lucrat din nou cele trei piciorușe duble, în următorul arc voi face din nou un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Deci, trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, trei piciorușe duble, în următorul arc vom face un picioruș scurt și vom continua. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi face ultimul picioruș scurt în ultimul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț, după care în primul picioruș dublu din corespondența piciorușelor lucrate în arc, voi face un picioruș scurt. Firul odată pe croșet. În cel de-al doilea picioruș dublu voi face un picioruș dublu redus, iar în piciorușul dublu cu numărul 3 voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Cel de-al doilea picioruș dublu, în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, apoi voi ieși în afară și voi lucra un picioruș dublu, un picioruș dublu redus în corespondența următorului picioruș dublu și un picioruș scurt în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu. După care voi face un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, voi continua. Voi intra din nou în arcul unde am lucrat piciorușele duble. În corespondența primului picioruș dublu facem picioruș scurt, în corespondența celui de-al doilea voi face un picioruș dublu redus, în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu voi face din nou un picioruș dublu, voi intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș dublu, voi forma un picot din trei ochiuri de lanț. Cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, voi ieși în afară. În corespondența primului picioruș dublu voi face picioruș dublu, în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu redus, în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu voi face un picioruș scurt, picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior și reluăm totul de la capăt. În felul acesta trebuie să se prezinte ceea ce lucrăm. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide totul cu un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Și voi scurta firul. Astfel voi închide prima parte a acestui proiect. Vom ascunde capătul de fir. După care voi continua cu partea a doua, care încă stau elaborând exact ceea ce vom aplica în jos și modul în care vom decora aceasta. Bineînțeles, totul va fi croșetat, ceea ce vom pune în jos, voi vedea. Mă decid până filmez ultima parte. Acest tutorial este adresat în mod special doamnelor începătoare, de aceea este un model mai ușor, un model mai simplu, un model accesibil tuturor. După cum vedeți, chiar și dacă nu este bumbac, se aranjează foarte bine. De aici în jos va veni, voi pune altceva,
Bineînțeles, pentru a-i da o notă de culoare. Deci, după cum vedeți, astfel am încheiat partea principală. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru sprijinul și susținerea dumneavoastră, iar dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți eventual. Aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității și închei ca întotdeauna cu cuvintele deja obișnuite pentru dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. La revedere!